Un nou meci dificil pentru Agroland, deplasare din nou pe terenul unei formații care se numește și CSM, de această dată Târgoviște. Cum sunteți, în primul rând, după meciul cu CSM București? Încercăm să ne revenim după meciul cu CSM. Sperăm să fim într-o formă cât mai bună pentru meciul de miercuri și să acumulăm o surpriză, un rezultat bun. În tur aici, la Timișoara, cu Târgoviște, ați făcut un meci destul de bun, ați luat un set, ați fost foarte aproape să luați încă unul, mergeți după punct și puncte acolo? Noi așa ne gândim, asta ne-am dorit și acasă, dar în final s-a terminat meciul cu 3-1 pentru ele. Sperăm, până la urmă, orice meci nu seamănă cu celălalt, sperăm să avem un rezultat bun, cât mai multe puncte. Care sunt punctele forte ale trupei din Târgoviște? Fetele din Târgoviște au o apărare destul de bună și un blocaj destul de înalt. Sperăm să fim mult mai rapide decât ele și să ne axăm mult mai bine pe un serviciu mult mai puternic. Ce ar trebui voi să faceți pentru punct sau puncte? Să repetați evoluția din meciul cu Bacău, de exemplu? Ar fi bine. Meciul Bacău a fost, din toate punctele de vedere, de la primul set până la ultimul punct din setul 3, a fost excepțional. Ne-am înțeles și a fost o zi în care toate fetele au avut un timing bun la toate procedeele.